Ghiocănă există peste 100.000 de locuri care pot fi vizitate. Este un număr extrem de mare la această suprafață așa de mică, istorie. Dar, în principal, Iordania este o țară turistică prin excelență, ca turism biblic. Ne referim la locuri foarte importante care sunt căutate de întreaga lume, locurile de pelerinaj creștini, foarte important. Inclusiv această istorie care începe cu epoca de piatră cea vechi, asta însemna 40.000 de ani în urmă. Supranumită în Biblie Grădina Domnului, se spune despre Iordania că este unul dintre spațiile lumii îmbibate de sacralitate. Aici, împletirea creștinismului cu islamul și iudaismul este armonioasă și durabilă. Miturile biblice, mărturiile arheologice, natura, tradiția, până și cultura culinară sunt comorile Iordaniei ce ne invită să le descoperim. Un spațiu cu o cultură și o civilizație care te fascinează. Cu o suprafață puțin peste 92.000 de kilometri pătrați, Iordania este acoperită trei sferturi de deșert. Se întinde între nesfârșitele zone aride, Valea Iordanului, Golful Aqaba de la Marea Roșie și Marea Moartă. La ora actuală este considerată cea mai sigură țară din Orientul apropiat. Capitala Aman, un oraș seducător. Întins pe șapte coline, anticul oraș din piatră de calcarbej are o istorie veche de mii de ani, de pe vremea când David, ajuns rege al evreilor, l-a ucis pe Uriel. Astăzi orașul pulsează de viață. Este tixit de oameni prietenoși și foarte ospitalieri, cu un comerț înfloritor, bazaruri, buticuri, cu magazine și cafenele. Un amestec de vetus și modern. Firstly, I would like to welcome you here in Jordan and I wish that your trip to Jordan it will be very worth it and very great. I didn't know it's the first time for some of you or there is anybody visiting Jordan before or they have any idea. First time and I wish it will be not the last time. Yeah. Deși lumea este în schimbare, religia în Iordania face ca totul să pară de neclintit. Dacă ai venit pentru prima dată în acest spațiu musulman, te vor impresiona chemările la rugăciune din moscheile orașului. Aman, deși este un loc puternic ancorat în tradiție și credință, acestea coexistă într-o armonie perfectă cu modernitatea. Iordania este locul unde s-au succedat numeroase civilizații și imperii care au lăsat unele dintre cele mai importante vestigii ale Orientului Mijlociu și ale omenirii. Muntele Nebo este un obiectiv foarte important pentru lumea creștină. A fost preluat de franciscani, de preoții franciscani în 1933. Atunci a fost cumpărat de la proprietarul lui iordanian și din acel moment, practic, a început, să spunem, reconstrucția acestui loc. Dar a intrat ca și loc de pelerinaj creștin pe 20 martie 2000, atunci când am avut marea plăcere și onoare în această țară să-l avem ca oaspete pe regretatul Ioan Paul al II-lea. Și atunci a fost Muntele Nebo declarat un loc de pelerinaj creștin sfânt. Este locul unde a ajuns Moise venind în Egipt, îndrumat de Bunul Dumnezeu, cu poporul izraelit și de acolo a ajuns și a arătat cu mâna lui dreaptă pământul făgăduinței. Istoria evanghelică despre locurile sfinte este o veche melodie pe care o ascultăm de fiecare dată cu aceeași bucurie și nesaț. Drumul din Aman până la Muntele Nebo străbate peisaje mirifice, sate, zone deșertice, culmi muntoase din piatră cenușie, roase și modificate de fierbințeala soarelui. Muntele Nebo este punctul culminant al regatului antic al Moabului. De acolo, profetul Moise a văzut pământul făgăduinței. Acolo el a murit și tot acolo, conform epistolei sobornicești a lui Iuda, trupul său a fost înmormântat de arhanghelul Mihail într-un mormânt care a rămas necunoscut. În jurnalul de călătorie al pelerinei Egeria este consemnat faptul că pe Muntele Nebo, încă din secolul al IV-lea, exista un lăcaș de rugăciune închinat dreptului Moise. Cu timpul, lăcașul a fost mărit și transformat într-o bazilică centrală ce aparținea unui vast complex monahal. În anul 1564, din motive încă neștiute, locul a fost complet abandonat vreme de mai multe secole. Abia în anul 1933, franciscanii au cumpărat colina de la beduini și au făcut primele săpături arheologice.
au fost descoperite ruinele primei biserici creștine închinate dreptului Moise și rămășițele unor mozaicuri și pietre cioplite. Este făcută în anii 550 după nașterea lui Hristos, se numește Catedrala lui Moise. Pe pardusala acestei catedrale au fost găsite cele 6 morminte de care v-am povestit eu. Au fost făcute special de primii creștini care au trăit în această zonă. Muntele Nebo se află în lanțul muntos Abarim, la est de vărsarea râului Iordan în Marea Moartă. Cu altitudine de 1000 de metri, oferă o perspectivă impresionantă asupra întregii zone. Din înaltul muntelui Nebo se zăresc văile biblice ale Iordanului și Marea Moartă. Pământurile, de pe celălalt mal până la Ierihon, orcu polele Ierusalimului atunci când cerul este senin. Un măslin tânăr plantat de către Papa Ioan Paul al II-lea în numele Păcii amintește de vizita pe care suveranul pontif a făcut-o în anul 2000 cu prilejul prezenței în Țara Sfântă. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Sunt cuvintele Mântuitorului din Scriptură, care pot fi citite la baza unei remarcabile sculpturi moderne a unui artist italian ce înfățișează toiagul lui Moise. Scoase la lumină în anii 30, rămășițele vechii biserici au fost așezate într-o structură numită Memorialul lui Moise. Aici mozaicul de pe podea, ce datează din anul 550, se păstrează în întregime și constituie o mărturie în piatră a prezenței sfinte pe aceste meleaguri. Impresionantele descoperiri de pe muntele Nebo ne amintesc că suntem în Țara Mozaicului, la doar 10 km de orașul Madaba, considerat centrul mondial al mozaicului, ce adăpostește cea mai veche hartă a Țării Sfinte. Iordania, spațiu geografic plin de semnificații, un loc sfânt, impregnat de istorie, care așteaptă să fie descoperit.